Iar despre ecumenism, păi ce să mai vorbim? Noi cu asta ne luptăm. Ecumenism. Pentru că ecumeniștii vor să-și facă un alt Dumnezeu. Ei vor neapărat un Dumnezeu. Un Dumnezeu creat de ei. Să fie îngăduitor, să ne dea voie să trăim în desfrâu, să nu ne mai căsătorim, să nu mai formăm un nucleul familiei, să nu ne mai ducem la biserică, dar ce n-avem și televizor? Am apăsat pe un buton, ne dă Sfânta Liturghie de la Patriarhie, cu mulți preoți, cu mulți acolo ierarhi și altele de genul ăsta. Deci ăsta e ecumenismul. Vrea să ne facă un nou Dumnezeu. Dumneavoastră, cred că este de datoria dumneavoastră să vă țineți bine de poala lui Dumnezeu, de-a Domnului nostru Iisus Hristos, și să lăsăm tot ceilalți Dumnezeu care încearcă alții să ne bagi în buzunar fără niciun drept. Vreau să mai zic ceva? Deci, și Domnul nostru Iisus Hristos a rugat ca biserica să fie una, nu? Și Sfinții Părinți susțin. Dar problema este că cei care sunt din afara Ortodoxiei vor să ne tragă la ei în jos. Deci, dacă ei vor să vină la Ortodoxie, suntem de acord, știți? Să treacă la noi. Ortodoxia nu se poate, zice că să ne unim. Nu se poate uni albul cu negru. Nu este nimica. Îngerul cu dragul nu o să unească niciodată. Deci, dialogul este necesar la ora actuală, fiindcă suntem oameni civilizați, vedeți că multe direle, multe prigoniere creștinilor sunt omorâți, pornesc de la lideri religioși. Și atunci nu suntem împotriva dialogului. Dar nu se poate face unirea. Deci ei trebuie să treacă la noi, să facă ortodox. Mântuitorul spune, ce spune la femei cananince? Duh este Dumnezeu și cine vrea să-i se roage, trebuie să se roage în Duh și adevăr. Deci Duhul ortodox. Cum mă pot eu ruga cu unul care culește pe Maica Domnului, nu cinstește Sfintele Icoane și nu? Nu-i Duhul ortodox. Deci noi nu suntem împotriva dialogului asta, dar să nu ne tragă ei, știți, să ne facă ca ei. Să vină ei, să facă ca noi. E mai greu asta, da? Se pare că după ecumenism vine satanism, așa că stați liniștiți.